Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O mică revoltă, o răscoală antiștiință undeva în județul manifestație. Vaslui. Da. Băi, frate, asta mie îmi place când poporul se luptă împotriva științei, că știe poporul mai bine care este treaba. Poporul știe întotdeauna mai bine. Întotdeauna e, nici nu contestăm vreodată. De-aia, uite, și rezultatul votului, ce să zic. Deci niște oameni din județul Vaslui n-au vrut să mai fie lansate rachete antigrindină. Există rachete antigrindină care ele, practic, în multe cazuri, în cele mai multe cazuri, opresc grindina, care distruge culturi și așa mai departe. Nu e rezultat garantat, dar măcar încerci să faci ceva, însă acești oameni, ei sunt împotriva rachetelor antigrindină, așa că s-au dus cu mașini și căruțe, au plecat la război, băi, ce? Cu mașini și căruțe, au asediat... plecat pe modelul rușilor? Da. Ce au prins, da. Au luat și au plecat. Au asediat punctul de lansare a rachetelor de la Codește, județul Vaslui, ca să împiedice o operațiune de lansare de rachete antigrindină, pentru că urma grindină în județ. Au venit apașii. Da. La fort. S-au dus la scutul de la Codește. Ce faceți aici, băi? Le-a ieșit, da. Oamenii intimidați, antigrindinarii, nu au mai lansat rachetele antigrindină, erau sub asediu, au sunat la 112 la poliție. E amenințat cu bataia. Până a venit poliția cu propriile căruțe. Asta a fost, deci oamenii răsculații au câștigat, nu au fost lansate rachetele antigrindină, drept urmare, un pic mai târziu, grindina a făcut prăpăd într-o comună din județul Iași, în Dobrovăț, i-a distrus pe oameni. Ăștia au calculat să rămau zocotit așa, ia nu dați mă cu rachete la noi, ești că o să fie la vecini. La Dobrovăț. Da. Să fie la vecini. Asta a fost, deci, ce să zic, asta e tot știrea, știi? Din descripție o Moldavie, da. În anul meme, 2000, cât o fi, da? Anul 2022, răscoală cu mașini și căruțe. Antirachetă. Au fost căruțe antirachetă. Da, asta au fost, de fapt. Deci, asta e armamentul nostru antirachetă, vorba lui Zaf, e căruța. Auzi, dar credeți că acum vă simțiți pregătiți și în cazul unei invazii a Rusiei, mai încoace așa de prut? Crezi că o să asedieze cu căruțe? S-ar putea să aibă succes la cum arată rușii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.